Codul roșu de caniculă perturbă și traficul. În fața temperaturilor ridicate, autoritățile s-au văzut nevoite să impună restricții de circulație pe mai multe drumuri importante din țară. Măsura afectează în special camioanele care vor circula pe rute alternative. Toate informațiile despre situația de pe șosele ni le aduce chiar acum inspectorul Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit. Da, ca urmare a temperaturilor extreme din acest weekend, în perioada 13-14 iulie, în intervalul orar 10-20, sunt instituite restricții de tonaj pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele aflate sub cod roșu de caniculă, 25 de județe mai exact. Această măsură este impusă pentru prevenirea degradărilor provocate de circulația traficului greu și prevenirea deformațiilor majore irreversibile cu pierderea stabilității straturilor rutiere. De asemenea, este important de punctat că avem și restricții de trafic pe Valea Oltului. Așa cum știm, până la data de 9 august, pe Valea Oltului, în zona localității Boița, s-au instituit închidere de circulație zilnic între 6 și 20 pentru derularea lucrărilor de defrișare a versantului. În acest interval de timp, traficul rutier se desfășoară pe rute ocolitoare. Și începând din această săptămână, de pe 10 iulie mai exact, timp de aproximativ 2 ani, se execută lucrări de reparație a podului Giurgiu Ruse pe tronsonul bulgar, lucrări care se vor desfășura zilnic în intervalul orar 10-12. Din acest motiv, traficul rutier se desfășoară alternativ pe drumul național 5, pe o singură bandă, prin semaforizare, indicatoare rutiere și personal de dirijare. În prima etapă a lucrărilor, circulația este restricționată pe sensul de intrare în Bulgaria, ulterior pe sensul de intrare în România. Și avem și recomandări în acest context de caniculă. Șoferii, înainte de a porni la drum, trebuie să se asigure că presiunea de pneuri este cea recomandată pentru sezonul cald, iar sistemele de climatizare sunt funcționale. De asemenea, să evite pe cât posibil călătoriile în jurul după amiezii, în special șoferii cu probleme de sănătate și, bineînțeles, să păstreze distanța adecvată față de autovehiculul din față, tocmai pentru a putea reacționa în siguranță în caz de nevoie. Domnule Andronache, cum credeți că se va circula în acest weekend pe DN1, în condițiile în care știm că Valea Oltului este închisă? De obicei, în weekend, valorile de trafic oricum sunt ridicate pe Valea Prahovei, deci pe drumul național 1, mai exact între Ploiești și Brașov. Ne așteptăm ca aceste valori de trafic ușor să crească pe ambele sensuri de deplasare. Tocmai de aceea le recomandăm șoferilor să opteze și pentru rute alternative, cum ar fi drumul național 1A sau drumul național 73.